Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vă prezint azi deturnarea de avion în care pasagerii au crezut că sunt la camera ascunsă. Chiar dacă n-ai văzut niciun episod, probabil că știi care este ideea emisiunii Camera Ascunsă. Candid Camera, emisiune de divertisment în formatul unui serial, a fost creată și produsă de Alan Funt. Emisiunea a debutat inițial la radio la 28 iunie 1947, numindu-se Candid Microphone. În cazul în care nu ai auzit de această emisiune, era vorba de un spectacol de comedie în cadrul căruia realizatorul Alan Funt filma pe ascuns oameni de pe stradă pe care i-a îngrena în niște situații amuzante. La 10 august 1948, Funt a adus conceptul și în televiziune la postul ABC, dar anul următor l-a mutat la postul NBC. Emisiunea a fost difuzată cu întreruperi, schimbându-și denumirea și formatul de-a lungul anilor. Astfel, în 1951 a fost transmisă pe postul NBC în cadrul emisiunii The Tonight Show, iar în 1959 la CBS în emisiunea The Gary Moore Show. Cea mai bună perioadă a emisiunii a fost între 1960-1967, când rula la CBS. Funt a găzduit majoritatea emisiunilor difuzate la televizor până în 1993, când a suferit o comoție cerebrală. Din acel moment de proiect s-a ocupat fiul său, Peter Funt, care prezentase emisiunea alături de tatăl său, începând din 1987. Ultima emisiune a fost difuzată la 5 mai 2004. În timpul unui episod tipic al show-ului Camera Ascunsă, o victimă inocentă se trezea prinsă într-o situație nebunească. De exemplu, o femeie ruga mai mulți mecanici să-i repare mașina, numai că mașina nu avea motor. În alt episod, un tip îi cerea unui croitor să-i facă un costum pentru animalul său de casă, un cangur. Publicul credea că emisiunea este foarte amuzată și numele lui Alan Funt a devenit sinonim cu ideea de glume practice. Din păcate, acest lucru a avut repercusiuni grave în februarie 1969. Funt călătorea de la New York la Miami alături de soția sa Marilyn și de doi dintre copiilor. La început totul a mers bine, era un zbor obișnuit. Însă la un moment dat un individ a imobilizat o însoțitoare de zbor și a pus un cuțit la gât. I-a ordonat să intre în cabina de zbor și le-a spus piloților că în avion se afla un tovarăș de-al său cu o bombă. Le-a cerut piloților să vireze spre Cuba. Deturnările de avioane nu erau ceva neobișnuit în anii 60. Potrivit Snopes, numai în 1969 au avut loc 30 de deturnări. De data asta însă la bord se afla o celebritate. După ce pilotul a anunțat că se îndreptau spre Havana, oamenii l-au observat pe Funt și au început să-și-l arate unul altuia. Deodată totul a devenit clar. Nu era o deturnare reală. Toți cei din avion participau la un episod din Camera Ascunsă. Potrivit lui Marilyn și Juliet Funt, fiicele lui Alan, oamenii au început să râdă și să aplaude. Unii i-au cerut celebrității să le dea un autograf pe punga pentru vomă. Numai că nu era o păcăleală. Indivizii care deturnaseră avionul erau cât se poate de reali și voiau să ajungă în Cuba. Funt a încercat din răzputeri să-i convingă pe oameni că nu era vorba de o păcăleală, însă nimeni nu l-a crezut, până când avionul nu a aterizat la Havana. Conform Radio Lab, americanii au staționat în Cuba timp de 11 ore înainte de a se putea întoarce acasă, în cele din urmă. Potrivit lui Marilyn Funt, pasagerii erau destul de supărați pe el. Dintr-un motiv sau altul, dădeau vina pe omul de televiziune pentru întregul incident. Când un pasager supărat a trecut pe lângă Alan Funt, i-a spus cu mânie, zâmbește pe dracu. Un alt eveniment tragico-comic a avut loc în 2016. Un egiptean care a vrut să-și recucerească fosta nevastă a deturnat un avion către Cipru, s-a predat în cele din urmă pe aeroportul din Larnaca. Dintre toți pasagerii și membrii echipajului, 7 oameni au fost ținuți ostatici până în ultima clipă. Inițial, atacatorul ar fi amenințat că provoacă o explozie dacă nu-i se îndeplinesc toate cerințele și a susținut că are asupra lui o centură cu explozibili. Printre pasagerii care au fost blocați în aeroportul din Larnaca pe parcursul negocierilor, s-au aflat și mai mulți români. Avionul, un Airbus 320, plecase din Alexandria cu destinația Cairo. La puțin timp după decolare, capitanul aeronavei a anunțat controlorii egipteni de trafic aerian că avionul său a fost deturnat și că i s-a cerut să aterizeze în Cipru.
piratul aerului i-ar fi spus pilotului, care asupra sa o centură cu explozibil și nu va ezita să provoace o deflagrație dacă nu-i ascultat. Odată ajuns pe aeroportul din Larnaca, suspectul i-a eliberat pe cei mai mulți dintre pasageri, apoi a cerut să fie adus acolo fosta lui soție, de naționalitate cipriotă, care a venit împreună cu un copil. Între timp, toate cursele aeriene au fost deviate ori reținute la sol. Printre pasagerii blocați mai bine de 6 ore în aeroportul din Larnaca s-au numărat și mulți români. Deznodământul a survenit la aproape 6 ore după aterizarea avionului Airbus în Larnaca. Cei 7 ostatici, sechestrați de suspect la bord, au părăsit pe rând aeronavă, 6 pe scară, iar un bărbat a ieșit chiar prin fereastra cabinei, de unde a sărit pe pistă. Iar bărbatul care a deturnat avionul s-a predat și a fost imediat arestat. 29 martie 2016. Unul dintre pasageri ar fi înarmat, iar la bordul avionului este posibil să se afle o bombă, relata Associated Press. Zborul MS-181 decolase din Alexandria în jurul orei 8 și urma să aterizeze la Cairo. Reuters scrie că la bordul avionului Airbus A320 s-ar afla un bărbat înarmat. Aeronava se afla la aproximativ 100 de kilometri de Cipru, când pilotul a cerut să aterizeze de urgență pe aeroportul din Larnaca, menționând că este vorba despre o deturnare. Turnul de control de pe aeroportul Larnaca a fost informat la 8:30 dimineața că un avion din Egipt a fost deturnat. Avionul a aterizat la 8:50 antemeridian, a declarat o sursă din poliție pentru The Cyprus Weekly. Cei care au deturnat avionul n-au formulat nicio cerere și nu este clar dacă au legătură cu vreo grupare teroristă. Consiliul de Securitate al aeroportului s-a reunit cu poliția și aviația civilă cipriotă într-o ședință de urgență pentru a discuta măsurile care urmează să fie luate. Aeroportul a format și o echipă de criză în situații cu luare de ostatici. Era a doua oară în ultimii 30 de ani când aeroportul din Larnaca se confrunta cu astfel de situații. În 1988, un avion din Kuwait a fost deturnat după ce a decolat din Mashhad din Iran și a aterizat în Cipru după ce aeroporturile din Siria și Beirut au refuzat să permită aducerea la sol a avionului. Autoritățile au reușit să stabilească un prim contact cu persoana care a deturnat avionul, iar aceasta a cerut în primul rând ca poliția și vehiculele de securitate să se retragă din jurul aeronavei. De asemenea, acesta este dispus să le permită femeilor și copiilor să coboare din avion. Compania aeriană EgyptAir a confirmat în mod oficial că zborul MS-181 a fost deturnat. Oficialii companiei vor publica un comunicat oficial în scurt timp. Pilotul avionului operat de compania EgyptAir, deturnat în Cipru, a fost amenințat de un pasager care a spus că își va detona centura cu explozibili. Între timp, Ministerul Aviației Civile din Egipt a confirmat că zborul 181 al companiei EgyptAir, care efectua o cursă între Alexandria și Cairo, cu 81 de persoane la bord, a fost deturnat de un pasager care a susținut că are asupra lui o centură cu explozibili. Compania EgyptAir a susținut că au fost eliberați toți pasagerii, cu excepția piloților și a 4 cetățeni străini care se aflau la bord. Printre cei aflați la bord se mai numărau 10 cetățeni americani și 8 britanici, potrivit unui reporter al Reuters. Potrivit AirLife, mai mulți pasageri coboară în aceste momente din aeronavă, printre cei cărora li s-a permis să coboare se numără doar femei și copii. Deocamdată au ieșit din aeronavă 18 persoane, relatează media cipriotă. Cyprus Mail scria că fosta soție a bărbatului e din Cipru, iar acesta a cerut să-i se aducă un translator și a mai cerut să stea de vorbă cu ea. Mai multe surse sugerau că acesta încerca să obțină azil în Cipru. Bărbatul care a deturnat avionul voia să trimită prin intermediul autorităților 4 pagini scrise de mână în arabă unei femei care trăia în Cipru. Televiziunea de stat egipteană l-a identificat pe presupusul atacator ca fiind Ibrahim Samaha. Bărbatul a permis negociatorilor să urce la bordul avionului pentru a sta de vorbă cu el. Piratul aerului ar fi avut mai degrabă motive personale pentru deturnarea avionului. El a aruncat o scrisoare de 4 pagini scrisă în arabă, destinată fostei sale soții, cu care a și cerut să stea de vorbă, relatează BBC News, citând media cipriotă. Oficial din Ministerul Afacerilor Externe egiptean confirmă că bărbatul a deturnat avionul din motive personale.
Nu e un terorist, e un idiot. Teroriștii sunt nebuni, dar nu sunt proști. Ăsta e prost. Au declarat reprezentanții ministerului, scrie The Guardian. Președintele Ciprului, Nikos Anastasiades, a respins varianta ca bărbatul să aibă vreo legătură cu terorismul și a confirmat că gestul acestuia e mai degrabă din cauza că suferea din dragoste. Totul are legătură cu o femeie. Facem tot posibilul pentru a elibera ostaticii. Printre pasagerii zborului MS-181 se numărau 30 de egipteni, 4 olandezi, 1 italian, 2 belgeni, 4 britanici și 8 americani. Majoritatea au fost eliberați. Trebuia să mergem în București, am stat 2 ore în avion și ni s-a spus că este un atentat cu bombă și ostatici și că nu e niciun zbor. Acum așteptăm un avion. N-am văzut nimic, nu s-a observat nimic, avionul este în câmp, a povestit o româncă aflată pe aeroportul din Cipru. Unul dintre ostatici a reușit să iasă din avion pe geamul cabinei piloților. Au început negocierile pentru eliberarea ostaticilor pe aeroportul din Larnaca. Ministerul de Externe Ciprot l-a identificat pe bărbatul care a deturnat avionul ca fiind Seif Eldin Mustafa. Reuters scrie că acesta și-ar fi schimbat cererile între timp și acum vrea eliberarea mai multor femei din închisorile egiptene. Forțele de securitate nu au găsit explozibili la bordul avionului, a relatat AirLife. Alți câțiva ostatici au fost eliberați, fiind neclar câte persoane au rămas în avion. Autoritățile cipriote au susținut că centura atacatorului era una falsă. O imagine publicată pe Twitter ar fi surprins momentul în care piratul părăsea aeronava. Ministerul de Externe din Cipru a anunțat într-un mesaj pe Twitter că deturnarea avionului companiei Egypt Air a luat sfârșit, toți pasagerii au fost eliberați, iar piratul aerului a fost arestat, potrivit relatărilor agențiilor internaționale de presă. Informația a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al președinției cipriote, Nikos Christodoulides. Piratul aerului tocmai a fost arestat, a indicat Christodoulides tot pe Twitter, după ce și ultimii pasageri luați ostatici au ieșit din avion nevătămați. La rândul său, ministrul aviației civile egiptene, Sherif Fati, a declarat la postul de televiziune publică: pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță. Unul dintre pasagerii aflați în avionul deturnat și-a făcut o poză alături de atacator, care apare purtând la brâu centura cu explozibil falsă. Deși era ținut ostatic, pasagerul nu pare să fie deloc panicat, ba chiar zâmbește în poza publicată de Daily Mail. Pasagerul se numește Ben Ains și este cetățean britanic, relatează Daily Mail. Bărbatul s-a fotografiat lângă atacator și le-a trimis apoi mesaje prietenilor în care se laudă cu isprava lui, îndemnându-i să se uite la știri. Ben călătorea în interes de serviciu, arată sursa citată, realizând audit în domeniul sănătății și siguranței. Primul lucru pe care l-a făcut atacatorul după aterizarea la Larnaca a fost să arunce pe platforma de beton a aeroportului o scrisoare de 4 pagini și l-a cerut autorităților să-i o dea postei sale soții, o cipriotă care locuiește acolo în insulă. Piratul aerului care a deturnat marți 29 martie 2016 un avion al Egypt Air în Cipru a acționat în mod individual și este psihologic instabil, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe Cipriot, informa AFP. Acesta nu e terorism, e vorba de o acțiune individuală a unei persoane psihologic instabile, a declarat Alexandru Zenon, un înalt responsabil al Ministerului. Această deturnare de avion s-a încheiat fără rănirea niciunea dintre pasageri sau membrii echipajului, fiind vorba de, așa cum vă spuneam, Airbus 320 al companiei naționale Egypt Air. Toți pasagerii sunt vii și sănătoși, a declarat ministrul aviației civile al Egiptului, Sherif Fati. Prieteni, cam atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând.